Salut, sunt Andrei de la întrerupătoaretactile.ro și începem ghidul întrerupătoarelor tactile. În acest video vom discuta despre dozele potrivite pentru întrerupătoarele touch și prizele cu ramă de sticlă. În România există două variante uzuale de doze. Varianta clasică, standard german, dozele de două module, și standardul italian, care se mai numește și modular și vine în variante de 3, 4, 6 și 7 module. Înainte să mergem mai departe, ar trebui să clarificăm ce înseamnă mai exact modul. Electrică s-a potrivit de minune acest cuvânt, fiindcă modul se poate referi la acest aparat sau la dimensiunile lui. Majoritatea întrerupătoarelor touch sunt pe standard german clasic, prin urmare se potrivesc în doze rotunde, tip fagure, ASD70, doze de două module. Chiar dacă dozele din imagine par să fie diferite, toate au distanța de 60 de mm între șuruburile de prindere și 71 de mm interax. Deci e un standard. Și poți să înlocuiești întrerupătorul de plastic cu unul touch fără nicio problemă. Bine, mai trebuie să-i legi firele, dar nu ai nevoie de fire în plus. Toate aceste doze sunt pentru gips carton, iar acestea sunt pentru zidărie și pot fi unite între ele. Astfel putem monta mai multe întrerupătoare și prize împreună. Se fabrică panouri și rame de sticlă chiar și până la 4-5 doze. Spun 4-5 doze pentru că Livolo fabrică până la 5, iar Muno până la 4. Cam toate dozele noi au aceste orificii pentru prindere cu șurub, dar în cazul în care ai doze vechi, poți folosi aceste gheare pentru a fixa întrerupătoarele touch. Prin urmare, dacă doza ta seamănă cu dozele din imagine, atunci poți înlocui întrerupătorul de plastic cu unul tactil. Dacă tot nu e sigur, trimite-ne o poză pe WhatsApp sau e-mail și verificăm noi. Să trecem la standardul italian, care nu pare să fie foarte potrivit pentru întrerupătoarele tactile, pentru că, cel puțin în momentul de față, pe standardul german ai mult mai multe opțiuni. În primul rând, sunt mai multe culori, combinații de întrerupătoare cu prize până la 8-10 module. Avem și un exemplu aici, dar pot fi montate și pe verticală. Livolo Zigbee este doar pe standard german. Seria de întrerupătoare Dry Contact de la Livolo pentru sistemele Smart Gen, Fibaro sau Loxon se fabrică doar pe german. Sonoff, Broadlink fabrică doar întrerupătoare pe standard german. Și aș putea continua, dar cred că m-am făcut înțeles. Pe standard italian, momentan, se fabrică produse doar pentru doze de 3 module. Adică întrerupătoare tactile simple, duble, triple, chiar și quadruple. Și diferite prize până la 3 module, ceea ce e chiar nasol pentru că priza dublă ocupă deja 4 module. Din câte ați putut observa, partea de modular din standard italian modular nu prea mai există pe touch, din moment ce nu poți combina întrerupătorul touch cu priza. Ai ori întrerupător, ori priză. Dacă ai doze de 4-6 module pe standard italian, ar trebui să le înlocuiești pe toate cu 2-3 doze pe standard german, deoarece absolut tot ce se fabrică în momentul de față e pentru doza de 3 module. În timp ce pe standard german ai până la 10 module și le poți combina cum vrei tu, bine, aproape cum vrei tu, poți să le montezi chiar și pe verticală.
Prin urmare, recomandăm dozele pe standard german, dar dacă ai deja montate dozele pe standard italian de 3 module, e posibil să găsim câteva soluții care ți se potrivesc. Dozele sunt standard, nu au nimic special. Le găsiți pe www.întrerupătoaretactile.ro în categoria accesorii, dar vă recomand să le achiziționați local, deoarece se găsesc în orice magazin de specialitate. Nu uita să dai subscribe, pentru că în următorul filmuleț îți voi spune cum să alegi întrerupătoarele și prizele, astfel încât să fie optim atât din punct de vedere funcțional, cât și din punct de vedere al costurilor. Iar dacă ai întrebări, nu ezita să ne contactezi pe mail, WhatsApp sau telefonic.